Este, de fapt, un ciclu de dezbateri și noi deja anul ăsta tradițional vorbim despre educație, pentru că este un domeniu foarte axat. Am vorbit, cred că prima dezbatere chiar a fost despre exact despre același subiect și deja este cea de-a treia din același ciclu de dezbateri care are ca temă educația în Republica Moldova. Acum este și mai actuală pentru că discutăm despre educația pe timp de pandemie și mai ales cum o să fie organizat sistemul de învățământ în Republica Moldova și nu numai, de la 1 septembrie, care este 1 septembrie de dreptul special pentru toată lumea. Eu să vă rog din start ca mai bine să stingeți microfoanele pentru a nu fi microfonii concomitent să discutăm și să ne ascultăm. Asta o să fie o primă regulă despre care vreau să vă rog. Cine suntem prezentatori? O să fiu eu, Alexandru Ghețan, alături de Alina Bacalov. Alina, salutare! Așa, este microfonul bine conectat. Bun, avem astăzi ca aspect de bază asigurarea dreptului la educație pe timp de pandemie la început de an de învățământ. Licee, școli profesionale, colegii, universități, pentru că este foarte multă lume afectată sau, cum spuneau cei de la Organizația Mondială a Sănătății, practic 1 miliard de tineri aveau de suferit la sfârșit de an și acum deja numărul este și mai mare. Noi să încercăm să vedem cum se respectă dreptul la educație în Republica Moldova și care sunt soluțiile alternative în asemenea situație cum este pandemia în care ne-am trezit bolii în sănătate cu toții. Trecem repede peste lista de invitați. Da? Alina, poți să te rog? Da, noi astăzi avem o listă de invitați cu oameni din mai multe domenii. În cazul dat avem atât și tineri care vor fi nemijlociți implicați în procesul de educație și avem și reprezentanți de la universități, avem și reprezentanți de la minister și în cazul dat cred că putem să începem dezbaterea. Ok. Bun, noi am stabilit din start câteva direcții de bază de discuție. În principiu avem prima direcție de bază, să fie derularea procesului de învățământ de la 1 septembrie anul curent în Republica Moldova. Cea de-a doua este normele și restricțiile care vor fi impuse în momentul în care se revine la studiu în sălile de curs. Și treia o să fie dezvoltarea anumitor platforme alternative de studiu, cum ar fi platformele online sau învățământul mix sau la distanță, despre care o să discutăm per ansamblu. Așadar, ca să începem discuția propriu-zis, eu zic să începem cu opinia Ministerului. Știu că a fost un briefing de presă care chiar acum a sfârșit. Am să vă rog, doamna Mariana Marin de la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, să ne spuneți despre cele mai noi prevederi care au fost inclusiv anunțate la briefingul de presă, dar și despre cele scenarii care există privitor la organizarea învățământului în Republica Moldova cu începere de la 1 septembrie. Doamna Mariana Marin, vă rog. Bună ziua tuturor! Mulțumim foarte mult pentru interesul pe care l-a acordat subiectului deschiderii și redeschiderii instituțiilor de învățământ în noul an de studii 2020-2021. Este foarte important ca să înțelegem cu toții că este datoria noastră să întoarcem copiilor școala, este datoria noastră să relansăm procesul educațional în maximă siguranță și eficient. De aceea, Ministerul Educației, în briefingul care a avut loc acum câteva minute, a vorbit foarte clar despre cele trei aspecte pe care le urmărim în contextul deschiderii școlilor. Primul principiu este sănătatea și siguranța. Vrem să asigurăm un mediu școlar sănătos copiilor noștri. Al doilea este să dezvoltăm o cultură a încrederii, iar această cultură a încrederii se bazează, bineînțeles, pe responsabilitatea tuturor actanților, a părinților, a copiilor și a cadrelor didactice și a cadrelor nedidactice sau personal nedidactic care este angajat în instituția de învățământ. Și al treilea moment, care este, cred că, exact ca acoperișul unei case, dacă nu-l punem plouă, este informarea corectă și sigură. Deci, fiecare actant, parte a procesului, trebuie să se informeze din surse sigure. În același timp, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a vorbit astăzi în briefing despre trei etape cu privire la deschiderea instituțiilor de învățământ. Prima etapă este pregătirea redeschiderii. Astăzi suntem în data de 19 august. Instituțiile deja au avut un exercițiu foarte serios pentru că noi am testat reglementările care astăzi se aprobă prin ordin de ministru, au fost discutate în cadrul organelor locale de specialitate a învățământului, au fost discutate cu cadrele didactice și manageriale, așa încât
Acum suntem la această etapă de pregătire care înseamnă autoevaluarea oportunităților și riscurilor iminente în ceea ce privește redeschiderea instituției. În acest sens, Ministerul Sănătății și Protecției Sociale a elaborat instrucțiunile privind măsurile de protecție care trebuie aplicate pentru organizarea activității instituțiilor de învățământ primar, gimnazial și liceal în contextul epidemiologiei COVID-19. Aceste instrucțiuni vor fi aprobate în cea mai apropiată ședință a Comisiei Naționale pentru Sănătate Publică. De asemenea, când vorbim despre redeschidere, vorbim despre acțiuni, lucrări de dotări, în special cu echipamente de securitate individuală, cu produse de curățenie și dezinfectante. Școlile, instituțiile de învățământ, dar și grădinițele au elaborat și elaborează raportul de autoevaluare, care finalizează cu aprobarea structurilor teritoriale ANSP și ANSA. Și desigur, fiecare școală, fiecare grădiniță și-a elaborat propriul plan instituțional de redeschidere și reluare a activității. Etapa a doua, care durează prima lună de revenire în școală, se referă la adaptarea la noile condiții în care au loc procesul educațional. Este cea mai importantă etapă din punct de vedere psihoemoțional, dar și adaptare la o nouă realitate. Și etapa de bază, organizarea eficientă a procesului educațional în condiții de sănătate și siguranță. Voi încheia acest discurs prin a spune că Ministerul Educației, Culturii și Cercetării se îngrijește de organizarea pedagogică și aici avem în vedere managementul lecțiilor, orarelor, a conținuturilor curriculare, a conținuturilor extracurriculare, instruirea personalului didactic și nedidactic și grija pentru siguranța acestora. În același timp, în aspect de sănătate și siguranță, împreună cu Ministerul Sănătății și Protecției Sociale, avem în vedere triajul matinal al elevilor și al personalului, monitorizarea sănătății pe parcursul procesului educațional, echipamentul individual de protecție, distanțarea fizică și grupurile de elevi, circuitul în instituția de învățământ, mișcarea elevilor, a cadrelor didactice și curățarea și dezinfectarea spațiilor comune. Și ultimul moment pe care vreau să-l spun cu statut de anunț este că în prima lună se vor face derogări de la proiectarea de lungă durată la disciplina dezvoltare personală și în prima lună modulul dezvoltare, modul sănătos de viață va fi înlocuit cu cel care este conform ordinii propuse de curriculum. Și prima oră care în acest an se va da va fi dedicată comportamentului responsabil în spațiul școlii și în comunitate. Vă mulțumesc! Așa, noi vă mulțumim. Era de fapt la subiectul dat o precizare care ar fi binevenită. Spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră spuneați despre pregătirea redeschiderii, o să fie cumva anumite comisii în fiecare instituție de învățământ care o să organizeze. Da, întrebarea este... La universități, vă rog. Întrebarea este foarte bună. Am spus că instituțiile vor elabora un raport de autoevaluare propus de structurile de Ministerul Sănătății și a Protecției Sociale. Acest raport va fi prezentat structurilor teritoriale ANSP și ANSA. De asemenea, organul local de specialitate în domeniul învățământului la nivel raional sau municipal obligatoriu organizează comisii prin care școala va fi recepționată și va avea avizul de deschidere și de pregătire pentru nou an de studii. Mulțumim mult! A fost doamna Mariana Marin de la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Noi putem să continuăm subiectul ăsta și să mergem la nivel de universitate. Alături de noi este domnul Chicuș Nicolae, rectorul Universității de Stat de Moldova, pedagogii de stat de Moldova, Ion Creangă. Vreau să vă întreb la dumneavoastră, instituția este pregătită în sensul ăsta să asigură protecția pentru studenții care vor veni la universitate sau care va fi metodologia de predare anul ăsta? Domnul Chicuș Nicolae, vă rog. Bună ziua tuturor! Deci, la noi, la universități, nu stă problema redeschiderii. Noi am activat în altă formă, am activat tot perioada acestui an. Suntem în perioada de admitere.
Deci la baza activității în pregătire pentru 9 ani de învățământ stau două ordine ministerului. Ordinul 449 din mai 2020, unde în anexa la acest ordin, compartimentul 4, este fixate anumite condiții, cerințe pentru activitățile care urmează să fie făcute în, la începutul anului de învățământ 2020-2021. Și în acest sens, am avut discuții cu toți rectorii instituției, urmează luni sau marța viitoare să facem o ședință online cu rectorii instituției ca să discutăm și noi problemele acestea, pentru că fiecare instituție are specificul ei. Cei de la Creangă urmează ca anul întâi să fie implicat în procesul de studiu direct, cel puțin primele câteva săptămâni pentru a se acomoda la noua sistemă pentru a intra în, cât privește activitățile curriculare la anii 2-4, lunea viitoare la Consiliul de Administrație va fi acceptată varianta finală, care va fi, ea, în opinia noastră, poate să fie diferită, fiindcă fiecare facultate are specificul ei, dar problema cheie este legată de cursurile teoretice vor fi duse online, iar cursurile practice, seminarele, practica, va fi făcută în contact direct, în ceea ce privește activitățile auditoriale. Cât privește viața în cămin, la baza activităților care le-am întreprins noi, și nu vreau să repet cu doamna Marin, să repet tot ceea ce a spus dumneavoastră, ce urmează să fie făcut aici, începând la aerisire și terminând cu declarația de răspundere personală pentru activitățile care urmează să le fac studenții în cămin, stă de asemenea în ordinea ministerului numărul 447, unde în anexă sunt descrise toate măsurile care urmează să fie luate și noi am dat indicațiile respective în acest sens și pentru sectorul gospodăresc, organele respective, ne pregătim pentru anul de învățământ. Căminele sunt pregătite pentru a începe această activitate. Domnule Chicuș, vreau să vă întreb, dar până la urmă, care sunt acele activități care sunt exact destinate pentru protecția studenților atât la universitate, cât și în căminul universitar, despre care dumneavoastră spuneați, care sunt măsurile concrete care deja au fost luate pentru protecția lor, mai ales în situația în care ne aflăm astăzi? Începem de la ideea. Prezența studentului aici, primul pas care urmează să-l facă el, să se aibă masca. 2. Păstrarea distanței sociale. 3. În auditoriile, în cămin, dacă este vorba de cămin, deci se face măsurarea temperaturii la intrare, aerisirea, măsuri de dezinfecție care se fac în fiecare 2-3 ore, în dependență de numărul de oameni care este în căminul respectiv. Căminele sunt dotate cu toate aceste mijloace, și lichid, și măști pentru personalul care asigură procesul, activitatea căminului respectiv. Bun, mulțumim mult. A fost domnul Chicuș Nicolae, rectorul Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă. Noi oricum o să revenim pe parcurs la acest subiect, pentru că el, la nivel de măsuri și la nivel de restricții care ar fi cazul să fie impus, de aceea vreau să continuăm subiectul demararea procesului educațional și mai ales metodologie de studiu. Văd aici sunt studenți din cadrul asociațiilor autoguvernărilor studențești, avem de la Chișinău și de la Bălți, Victor Grigor, salutare Victor. Vreau să vă întreb, studenții au fost consultați la nivel de metodologie, adică care va fi procesul, cum va demara procesul educațional și dacă cineva ține cont de opinia studenților privitor la metodologie pe care ei vor să o accepte. Victor, salutare și rog. Salutare, salutare Alexandru, mulțumesc foarte mult pentru întrebare și invitație. Desigur că atunci când a început să se lucreze pentru a elabora un proiect sau un plan cum se vor desfășura orele și viața studențească pe ansamblu în campus universitar, au fost făcute consultări, s-au cerut opinia studenților, s-a ținut mereu o legătură și comunicare deschisă și, a fost chiar foarte important doleanțele studenților atunci când, în perioada începătoare de carantină, cum se vor desfășura orele, care sunt doleanțele,
bazele studenților și cum, în caz de necesitate, de la 1 septembrie se vor lua aceste ore și viața studențească în campus. Evident, mereu au fost consultați, a fost cerută opinia studenților, chiar cred că cu vreo 3 zile în urmă am primit și de la administrația universității acel plan și proiect gata realizat pentru a-l prezenta colegilor viitori studenți care vin în anul întâi, dar și actualilor studenți, cât și ține de viața în cămine. Aici vreau să specific că Universitatea din Bălți este mult mai ușor cu fluxul de studenți de la campusul universitar până la cel a orășelului studențesc, pentru că întreaga infrastructură a universității se află în centrul orașului, într-o singură ogradă. Astfel vom evita fluxul masiv de studenți, deci în transport public sau circulând de la oraș la sat zilnic. Cred că este un plus și aici s-a ținut cont la elaborarea acestui proiect de către administrație împreună cu studenții, astfel încât procesul educațional de la 1 septembrie pentru studenți și profesori să fie unul cât este de posibil sigur și sănătate fiecare. Victor, eu vreau să revenim asupra unui aspect despre care tu spuneai, și anume că a fost prezentat un regulament privind metodologia. Eu vreau să te întreb, au participat la elaborarea lui sau a fost prezentat doar vouă într-un final pentru, în sensul de înștiințare? Uite, în modul ăsta o să desfășoare procesul educațional. Nu. Deci eu am menționat de la bun început, pentru pregătirea acestui proiect sau plan a fost luat în considerație opinia studenților, a fost realizat împreună cu studenții de la reprezentanți de la fiecare facultate, au fost persoane responsabile împreună și cu echipa de la autoguvernare studențească. Deci administrația a ținut foarte mult cont ca studenții să se exprime și să audă opinia lor, pentru că evident a fost o încercare pentru noi toți în primăvara anului acesta, când a trebuit să ne schimbăm puțin felul de studii și respectiv cunoaștem foarte bine că studenții în prezent foarte mulți se află în afara orașului, dar circulă zilnic la universitate sau nu dispun de tehnologii informaționale, astfel încât în acest regulament este specificat toate modelele și astfel este elaborat încât să fie accesibil pentru fiecare student în caz de nevoie. Așa, mulțumesc mult. A fost Victor Gligor, reprezentant, sau de fapt președinte, ca să nu greșesc titulatura, a autoguvernării studențești a Universității Ialicu Rusu din Bălți. Victor, mulțumesc. Alina? Eu aveam o întrebare pentru Victor. De fapt, este o întrebare care probabil este deschisă. Ce se întâmplă cu studenții, de exemplu, care, să zicem că o să vină la universitate și ei nu păstrează chiar aceeași distanță de 1,5 m sau distanța socială sau sunt toate aceste maniere sau, nu știu, direcții de care sunt de securitate, de fapt, date și să zicem că, de exemplu, studenții nu le Da, am încercat să dau răspuns la această întrebare. Noi sperăm foarte mult pe responsabilitatea studenților și nu doar, ca să păstreze acele norme epidemiologice pentru a evita o eventuală stagnare a procesului de învățământ sau deci trecere la distanță. Deocamdată, încă, nu știu, din cele câte cunosc eu, nu a fost realizat niște regulamente sau de niște acte de sancționare sau cum vor fi sancționați acești tineri în caz că nu vor respecta. Totuși vreau să menționez că chiar și în prezent, aflându-mă acum în campusul universității, deplasându-mă dintr-un bloc în altul, fiecare persoană este minuțios deci verificată. Nici nu se permite accesul în instituție dacă nu
dezinfectează mâinile și nu poartă mască, pentru că cunoaștem că în locurile publice, cei ce ține de coridor sau spațiu exterior din curtea universității, este obligatoriu masca, în sălile de curs se mai, din câte știu, se mai discută, pentru că oricum vom păstra această distanță din, în clasă, pentru că scenariul universității presupune câte un elev în fiecare bancă, câte un student în fiecare bancă și în formă de zigzag, astfel mărind această distanță socială pe care o vor păstra studenții. Sperăm foarte mult și mizăm pe responsabilitatea tinerilor și cred eu că au conștientizat cât este de important să fim responsabili în această perioadă. Mulțumim mult, Victor. Victor Gligor de la Autoguvernare studențească de la Universitatea Lecorusă din Bălți. Noi nu în zadar am început cu Victor pentru că este și doamna Lidia Pădureac, pentru că noi mai întâi vrem să vedem opinia studenților, după care să vedem partea oficială de management a instituției, să vedem dacă opiniile coincid. Vreau să vă întreb, doamna Lidia Pădureac este prim prorector pentru activitate didactică la Universitatea Lecorusă din Bălți. Vreau să vă întreb care scenariu pentru dumneavoastră a fost aprobat de către universitate și care va fi respectat cu începere de la 1 septembrie. Aveți cuvântul. Mulțumesc! Bună ziua tuturor! Bună ziua! Mă bucură faptul că avem studenți care se implică în activitatea universității și, așa cum ați menționat, și pentru noi este foarte importantă opinia studenților. Atât cadrele didactice, cât și studenții noștri sunt dornici de a reveni în campusul universitar și asta ne bucură foarte mult. Dar întrucât ținem foarte mult la siguranța, la protecția sănătății studenților noștri, a angajaților noștri, ne-am propus o modalitate de a îmbina instruirea în sălile de curs cu instruirea la distanță. Credem noi că cu efort comun ne-a reușit un proiect pe care îl vom realiza începând cu 1 septembrie. Deci mai întâi de toate vorbim de faptul că orele la anul întâi într-adevăr vor fi realizate în sălile de curs, întrucât spațiile universității ne permit ca fiecare grupă academică să aibă o sală a lor unde să se realizeze majoritatea orelor. Totuși vom avea câteva unități de curs pe care le vor realiza și studenții de la anul 1 de studii la distanță. În ceea ce privește studenții anilor superiori, exact am avut o ședință generală a corpului profesoral la care s-a decis că vom realiza orele, prelegerile la distanță, iar seminarii, laboratoarele vor fi realizate în sălile de curs. Deci respectând, evident, distanța fizică, respectând, evident, normele de protecție. Deși vorbim despre faptul că masca în timpul orelor, dacă se va respecta distanța socială, pentru studenți nu va fi obligatorie. Deci vorbim despre faptul că totuși, ținând cont de specificul unor specialități, ținând cont de numărul de studenți din grupa academică, pot fi și excepții. Adică pot fi și situații în care, de exemplu, unele ore de seminar în anii 2, 3 și 4 să fie realizate tot la distanță. Deci ne străduim așa încât să păstrăm calitatea studiilor. Asta este scopul nostru de bază, păstrarea calității studiilor, dar în același timp și foarte mult ne dorim să creăm o atmosferă confortabilă la universitate și în afara universității. Zic confortabilă nu doar sub aspect fizic, dar zic confortabil și sub aspect emoțional și psihologic. Deci, într-adevăr, studenții noștri sunt cei care ne-au propus, au venit cu propunerile lor, am analizat, cadrele didactice au venit cu anumite propuneri și în ultima instanță am ajuns la acest model de realizare a orelor. Așa că la 1 septembrie începem anul universitar 2020-2021. Schimbările în acest proiect pot avea loc în dependență de situația epidemiologică din Republică. Sperăm foarte mult studenții noștri să se bucure de ceea ce vor găsi, cei care vin la anul întâi, de ceea ce vor găsi aici
și suntem convinși că vom reuși să asigurăm din toate punctele de vedere securitatea atât a cadrelor didactice cât și a studenților noștri. Vă mulțumim foarte mult pentru intervenție. Am o nedomerire în cazul dat. De exemplu, dacă vor fi, să zicem, un student X, de exemplu, peste câteva săptămâni după ce a venit la lecții sau în mijlocit acasă, el se simte, de exemplu, un pic rău sau, nu știu, are febră sau chestii de genul ăsta. Și în cazul dat, de exemplu, dacă nu o să poată să participe la cursul dat sau nu o să poată să vină la seminar, el o să fie cumva pedepsit pentru chestia asta sau pur și simplu vor fi elaborate alte, nu știu, proceduri ca să revină, ca să poată să-și recupereze absența? Studenții noștri pot confirma că întotdeauna am urmărit această strategie de a-i susține. Deci cadrele didactice, profesorii, practic toți profesorii au urmat și anumite cursuri de formare profesională în ceea ce privește utilizarea mijloacelor TIC și plasarea informațiilor pe platformele educaționale. Astfel, în universitate avem platforma Moodle. Practic, toate cadrele didactice plasează și au plasat informația necesară cursului pe această platformă educațională. În cazul în care studentul nu a putut participa la ore, el are acces la această bază de date și la această informație pentru fiecare unitate de curs. În cazul în care se întâmplă că persoana nu a putut participa chiar și online la respectiva prelegere, atunci are materiale de pe platforma Moodle, dar poate avea și înregistrarea de pe aplicația Google Meet, videoconferințele pe care noi le practicăm. Practic, prelegerile în Universitatea de Stat Aleco Ruso din Bălți, în mare parte, au loc prin această aplicație de videoconferință. Unica diferență că noi simțim chiar în real, în sala de studii pe studenți, atunci când ei sunt online. În rest, este o oră obișnuită. Profesorul explică, plus la aceasta, deci orientează studentul la materiale care se află pe platforma Moodle. Deci noi am decis așa încât orele să nu aibă loc doar pe platforme educaționale. Videoconferințele sunt o alternativă foarte bună. Și cred eu că studenții noștri vor spune că într-adevăr le oferim posibilitate de a recupera atunci când nu au posibilitate să vină nemijlocit la ore. Mulțumim mult, doamna Lidia Păduriac, prim prorector de la Universitatea de Stat Aleco Ruso din Bălți. Noi o să revenim la anumite aspecte despre care dumneavoastră menționați anterior. Doamna Olga Cernețchi, prim prorector de la Universitatea de stat de medicină și farmaceutică. Bună ziua, în primul rând. Vreau să vă întreb despre modul în care vor fi studiile la universitatea dumneavoastră, mai întâi de toate, după care vreau să vă întreb despre momentul în care tinerii au de făcut anumite acțiuni practice, pentru că noi ne dăm seama că anumite momente, anumite specialități din medicină necesită implicare directă a tinerului, nu doar pe o platformă online, dar chiar și prezența fizică. Care o să fie soluția universității dumneavoastră? Bună ziua și vă rog! Da, bună ziua tuturor! În primul rând, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie, Nicolae Testemețanu. Nu aș vrea să repet multe din cele ce au vorbit, să zicem așa, antevorbitorii mei, pentru că se repetă, cred că, gradul de pregătire a instituției, se repetă, cred că, în proporție de 80-90%. Noi nu obosesc niciodată să vorbesc despre faptul că universitatea noastră are anumite particularități în ce privește procesul de instruire și, pe de o parte, aș zice că unele dintre ele facilitează instruirea în regimul de pandemie, iar, pe de altă parte, întâmpinăm anumite dificultăți. Din start vreau să spun că, fiind medic și fiind medici la Universitatea de Medicină, vreau să menționez că situația epidemiologică nu este deloc îmbucurătoare, ba chiar aș spune destul de îngrijorătoare. Și faptul că noi astăzi vorbim despre anumite scenarii care se vor desfășura în ce privește procesul de instruire, așa cum a menționat doamna Păduriac, ele se pot schimba în oricare moment. De aceea nu facem un scenariu, să zicem, pe un trimestru întreg. Trăim, să zicem așa, cu ziua de azi, cu luna de astăzi și facem anumite scenarii, anumite regulamente pentru luna următoare. În ce privește pentru luna septembrie?
ca și la celelalte universități, ne-am propus ca anul întâi de studii la toate facultățile să vină cu prezență fizică în universitate, la lecțiile practice, dat fiind faptul că anul întâi de studii sunt discipline fundamentale și preclinice, care pot fi realizate cu succes în blocurile de studii ale universității, și una din particularitățile care ne facilitează este faptul că grupele la Universitatea de Medicină sunt numeric foarte mici comparativ cu alte universități. De aceea nu este nevoie de divizarea grupelor, activitatea în două schimburi și așa mai departe. Dar chiar și la anul întâi, cursurile se vor ține în regim online și unele din disciplinele generale care sunt în programul de învățământ. În ce privește cei alți ani de studii, mă refer în primul rând la Facultatea de Medicină, anul 2-6, în prima lună, noi ne vom regăsi numai în regim online. Și aceasta este condiționat de câteva aspecte, aspecte care nu sunt deloc benefice. Primul aspect este faptul că, începând cu anul 3 de studii, 3, 4, 5, 6, instruirea se realizează preponderent la catedrele clinice, care sunt localizate în toate instituțiile medico-sanitare publice din municipiul Chișinău, adică în toate spitalele republicane și municipale. Cu mare regret, astăzi constatăm că toate spitalele, absolut toate spitalele, sunt spitale cu destinații COVID, așa numite spitale cu destinații COVID. Și practic, catedrele noastre nu sunt, nu că nu sunt disponibile, dar noi nu putem să ne permitem să aducem studenții în aceste condiții în instituții. De aceea, deocamdată, pentru luna septembrie, până se va mai lămuri situația epidemiologică, mergem numai pe regim online, chiar și la catedrele clinice. A doua situație. Cunoașteți cu toții că mai mult de 45% din tot contingentul de studenți sunt studenți internaționali. Studenții internaționali, când vin la studii, trebuie să respecte anumite cerințe ca pentru toți cetățenii străini. Care ar fi acestea? Trebuie să vină cu testul COVID negativ în Republica Moldova și, indiferent de aceasta, dacă nu vor fi primite alte reglementări, 2 săptămâni trebuie să se afle în carantină. Astfel, dacă noi porneam procesul de învățământ pentru cetățenii străini la 1 septembrie, ei de acum la 15 august trebuiau să fie în municipiul Chișinău, ceea ce practic este, în situația epidemiologică existentă, este foarte complicată. De aceea pe studenții internaționali îi așteptăm începând cu 15 septembrie până la 1 octombrie, când am dorit să începem instruirea cu prezență fizică la toate facultățile, și deja avem informații despre venirea centralizată a cetățenilor străini din India, din Statele Unite ale Americii la Facultatea de Stomatologie și din Israel. Iată cam aceste particularități care țin de Universitatea de Medicină. În ce privește căminele, cred că nu ne deosebim de alte universități, cu excepția faptului că căminele la noi, absolut tot ce ține de cămine, se află în gestiunea autoguvernării studențești, asociației studenților și medicilor rezidenți. Căminele deja au fost repartizate pe platforma Cămine din platforma modulul Cămine din sistemul informațional managerial. Fiecare deja știe camera, locul, cu mult înainte de a veni la studii în Cămin. Acum lucrăm în direcția că totuși toți studenții, aceasta deocamdată este o problemă, dar insistăm pe ea, pentru că acesta e veacul 21, ca toți studenții să fie asigurați cu dispozitive pentru utilizarea tehnologiilor informaționale. Acesta este viitorul, nu putem să ne ferim de aceasta și dorim acum, ne asigurăm, contactăm cu studenții, ca ei toți să fie asigurați pentru a petrece o mare parte în regim online.
Mulțumim mult. A fost doamna Olga Cernețchi, prim-prorector pe activitate didactică de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimețeanu. Noi să revenim la anumite aspecte, iarăși pe care dumneavoastră le spuneați, mai ales în ceea ce ține de educația online, pentru că o să fie cea de-a doua parte de dezbaterii. Vreau să discutăm un pic și cu reprezentanții de la școlile profesionale și aici mă adresez domnului Sergiu Muntean. Domnul Sergiu, sper că ne auziți bine. Referitor la organizarea învățământului, sau doamna Elena Rogoți, care este de la, așa, de la școala profesională din Orhei, vreau să vă întreb despre organizarea învățământului, mai ales pentru treptele mai jos decât universitare și modul în care va fi organizată învățământul pentru studenții care ajung la școlile profesionale, după care vreau să discutăm un pic și despre cei care ajung la colegii. Doamna Elena, vă rog, doamna Rogoți, aveți cuvântul. Doamna Elena? Așa, cred că au dispărut. S-au conectat mai bine microfonul. Bun, dacă totuși se conectează microfonul, între timp eu vreau să discutăm cu doamna Sofia Șuleanski, directorul CEDA, Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afacere. Sper că ne auziți. Așa, conectați, vă rog, microfonul. Vreau să vă întreb despre modul în care va fi organizat, inclusiv la treapta ulterioară, pe la colegii de asemenea și care sunt specificul educației de la 1 septembrie pentru această dimensiune. Vă rog. Bună ziua tuturor! Eu nu fac parte din sistemul oficial. Centrul nostru acordă doar asistență și în mod special noi lucrăm cu instituțiile profesional-tehnice. Eu cred că colegii noștri se vor conecta totuși. Ministerul a elaborat aceleași regulamente, aceleași reguli despre care au vorbit antevorbitorii mei. Ceea ce vreau să zic, sigur că noi activăm acum într-un mediu care nimeni nu poate să prezică, să presupună ce se întâmplă. Au menționat deja că starea epidemiologică nu este cea mai bună și tinerii până acum era așa o discă, ei nu sunt afectați. Acum avem alte informații, de aceea cu siguranță ce ați menționat până acum, că totul este bine, sunt toate... logistica poate este bine pusă la punct, totul depinde ce se va întâmpla în următoarea lună și tot așa. Evident că eu mă gândesc la faptul că calitatea formării mai are un pic de suferit, fiindcă mai ales în instituțiile profesional-tehnice, unde noi am intervenit cu formări la capitolul practică, fiindcă un meseriaș sau un specialist, el trebuie să aibă posibilitatea, anume aici era problema în sistem și ea acum rămâne tot așa atât de acută. În programele pe care noi le implementăm, la capitolul platforme utilizate, noi ne-am descurcat cu mai bine decât ne-am așteptat, de fapt. Copiii au fost foarte activi, noi am avut concursul elevilor din școlile profesionale, concursul național al planurilor de afaceri, ei au mânuit foarte bine tehnologiile, toți au fost activi, mai apoi am avut formări la capitolul educație antreprenorială, ei după aceea au avut posibilitatea să-și apere rezultatul final al acestui curs care ei l-au trecut în regim online, ei au avut prezentări, mai apoi rămâne să implementeze aceste idei de afaceri pe care ei le-au dezvoltat deja la absolvirea instituției. Alta e că mediul de afaceri, situația economică este destul de proastă la moment și acele locuri de muncă care sunt oferite, poate nu întotdeauna tinerii au posibilitate ca să fie angajați, mai ales absolvenții anului școlar 2019-2020. Cred eu că ceea ce discutăm noi astăzi este destul de actual, pe de o parte, pe de altă parte, măsurile întreprinse nici într-un caz nu asigură 100% securitatea tinerilor și nu numai a tinerilor, dar și a cadrelor didactice și mie mi se pare că parcă ar trebui să mai intervenim cu ceva
nu doar cu faptul că tinerii au întrebat cu ce o să fie pedepsiți. Pedeapsa cea mare este că dacă cineva se infectează cu COVID, atunci și mediul se schimbă imediat în jurul în care s-a întâmplat acest lucru. Asta este cea mai mare pedeapsă, celelalte pedepse n-au niciun rost. Aici poate e cazul să vorbim mai mult de responsabilitatea personală la tot ce se întâmplă în societate. Și noi cu dumneavoastră facem parte din această societate. Ceea ce văd eu în jurul meu nu este chiar ceea ce mi-aș dori, mai ales din partea tinerilor. Faptul că instituțiile de învățământ își vor deschide ușile, deci în cazul dat parcă este o veste bună, dar mie mi se pare că aceste măsuri de protecție, chiar dacă se oferă instruire online, lipsesc acele oportunități de a aplica, de a învăța prin a face, de exemplu, în sistemul profesional, la Universitatea de Medicină. Evident că aici noi sperăm că asta o să fie temporar, vremelnic, toate lucrurile se vor schimba și noi împreună vom încerca să găsim prin eforturi comune. Când zic împreună, mă refer atât la societatea civilă, organizațiile care sunt implicate, cât și la sistemul de educație în general și cel profesional tehnic în special, ca să aplicăm cât mai multe instrumente care până acum poate noi nici nu ne-am gândit că ar trebui luate în calcul, fiindcă s-a menționat că spațiul este, faptul că e 1,5 metri cineva nu a fost, tinerii oricum încearcă să comunice mai strâns și nu cred că există vreun ordin sau vreun regulament care o să măsoare acea distanță, cum au făcut-o cei din Horeca, de exemplu. Te duci acolo și este măsurat 1,5 metri și nu ai unde să te așezi, sau 2 metri. Așa că eu îmi doresc foarte mult să trecem peste această situație de incertitudine, într-un fel, și tinerii să aibă posibilitate ca să-și obțin acele profesii sau acele studii pe care își le doresc și să aibă posibilitatea să realizeze în piața muncii din Republica Moldova. Mulțumesc mult! A fost doamna Sofia Șulianski, directorul Centrului pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri. Între timp s-a conectat doamna Irena Rogoti de la Școala Profesională din Orhei. Eu, de asemenea, înainte de a interveni dumneavoastră, vreau să vă anunț că orice opinie pe care o aveți sau subiecte pe care le aveți de discuție, este important să le expuneți. Mai întâi o să fie doamna Irena Rogoti, după care Ana Maria Cârjă, care va expune poziția oficială a Universității Tehnice din Moldova. Doamna Rogoti, aveți cuvântul. Da, bună ziua, în primul rând tuturor, vreau să vă aud. Bună ziua. Da, vă aud. Deci, ce ține de anul 2020, care toți inițial l-am numit un an mag, într-adevăr este magic din toate punctele de vedere în acest an de studii. Noi, ca instituție de învățământ, optăm și noi pentru un model în anul ăsta care să vină în favoare și pentru elev, dar nu uităm nici de cadrele didactice din instituția noastră. Deci, în acest an de studii, evident că întreprindem un șir întreg de acțiuni. Chiar suntem pe poziții de a identifica și surse financiare suplimentare pentru a ne pregăti de cel mai grav, să zic eu așa, moment, în cazul în care nu de-a doua vom avea cazuri de COVID prin rândurile lor sau cadrelor didactice și să numim pe variantă de online, așa a fost în semestru precedent. Deci în instituție avem din toate grupele, din 21 de grupi care își vor desfășura studiile în cadrul instituției noastre, 2 din penitenciarul de la Brănești, iar celelalte 90 care sunt pe teritoriul instituției, am opt noi pentru un model mixt. Evident, dacă poate pentru universități pot opta ca anul 4, anul 5 să vină mai mult online, noi pe variantă de online am mers mai bine pentru începerea anului școlar și o să explicați de ce. Pentru că vă imaginați, avem grupele care își fac studiile pe perioadă de 2 ani de studii, dacă să vorbim de acest strungar multiprofil sau de același tencuitor. Anul trecut a fost înmatriculați în anul 1, dintre care practic au învățat doar un semestru. Dacă îi mai primim și acum în sistem de online, atunci nu știu ce fel de seriași specialiști o să facem noi la aceste meserii. De asta instituția noastră a optat inițial pentru a aduce elevii 100% în instituție, dar pentru cele cu un număr de până la 15 elevi, chiar 14, vor activa într-un singur schimb.
Am făcut deja metria spațiilor, metria băncilor în fiecare sală de studii. Am dat ală de studii pentru fiecare, pentru ca să fie deplas pe teritoriu cât mai puțin posibil. Pentru grupele care sunt de la 11 elevi în, și mai mult până la 25, chiar 30, am optat pentru variante două schimburi. Deja la nivel de orar se lucrează, practic, suntem ultima sută de metri. Vom lucra și noi în pereche. Perechea va avea 60 metri. Adică am redus volumul lecțiilor, nu vor fi 45 de minute, era clasic, dar fi lecții de 30 minute. Avem o pauză de 30 de minute pentru dezinfectare. Pentru noi este foarte mai bine că instituția beneficiază mai multe blocuri de studii, dintre care avem două blocuri de un nivel și practic fiecare grupă de ei au ieșire în curtea școlii aparată. Asta este un beneficiu, zic, pentru noi. Deja în curtea școlii identificat care spațiul va ocupa fiecare grupă de elevi. Mai complex este pentru bloc studii cu trei nivele. Dar și aici am identificat o metodologie, deci fiecare etaj vor fi plasați elevii care își desfășoară studiile la aceeași meserie. Deci dacă avem grupă de locuitori la anul 1 și grupă de locuitori la anul 2, vor fi pe un singur etaj. De ce? Pentru că atunci când o grupă și-a orele de instruire teoretică, cealaltă grupă va avea ore de instruire practică care realizează deja în orator sau pe teritoriu deschis, ca să avem interacțiunea dintre ele cât mai puțin posibil. Deja fiecare la intrarea în curtea școlii și la intrarea în bloc de studii, cât și la intrare în fiecare sală de clasă, vor fi acele tovorași cu dezinfectant pentru a merge elevii în ele. Sunt pregătite deja dezinfectantele, sunt pregătite săpunul lichid pentru spălatul mâinilor, chiar și acele măști de protecție, pentru noi încercăm maxim posibil sala să fie, ca să nici într-un caz să nu avem mai puțin de un metru jumătate între elevi, ca să excludem purtatul măștilor de către elevi, dar, mă rog, nu putem să fim nici Dumnezeu și cred că nimeni dintre noi astăzi visăm la o variantă mai frumoasă pentru fiecare, dar atunci elevii vor veni în instituție, atunci vom vedea care este scenariul. Suntem pregătiți la moment și pentru scenariul lecții online. Bineînțeles că ne dorim foarte puțin ca orele de instruire practică să se desfășoare online, pentru că am văzut care este calitatea lor în perioada martie-mai 2020. Și ține de învățământul dual, deja aici partenerii noștri cu care avem meserile în învățământ dual, am stabilit deja o calitate în care elevii se vor lăsa. Am venit la concluzia că mai întâi elevii vor realiza orele de instrucție. Așa, cred că a dispărut semnalul de internet. Atunci, doamna Elena Rogoți, cea care este săptămână. De la profesională, vă rog, acum foarte scurt. Mă auziți? Da, vă ascult. Da, dumneavoastră spuneați despre parteneriatul pe care îl aveți dual, foarte scurt, cum va avea loc parteneriatul ăsta, vă rog. Deci, la nivel de parteneriat dual, la toate meserile pe care le avem, inițial, luna septembrie, elevii vor desfășura orele doar de instruire teoretică, după care, în dependență de situația pandemică care va fi în țară, elevii vor urma să meargă la locul lor de ucenicie la agenții economici. Dar pentru luna septembrie suntem pregătiți doar pentru realizarea orelor de instruire teoretică în cadrul instituției de învățământ. Mulțumim mult! A fost doamna Elena Rogoți de la Școala Profesională din Orhei. Așa cum vă spuneam, urmează Ana Maria Cârja, de la care va reprezenta poziția oficială a Universității de Stat, Universitatea Tehnică din Moldova. După care vreau să discutăm un pic și cu studenții, pentru a afla de la ei opinie. Mă refer aici la mai întâi la Roxandra Șterbet. Vreau să vă întreb pe voi, care e poziția voastră? Voi sunteți pregătiți pentru cursuri mai degrabă online sau în băncile universității? Care este varianta voastră și pentru ce optați? Ana Maria Cârja, vă rog, aveți cuvântul. Da, bună ziua. Mă auziți? Este semnal tot ok? Da, este regulă. Da. Ați menționat despre studenți. Eu, de fapt, sunt președintea Senatului Studențesc. Voi îngloba cumva și poziția studenților și cum universitatea a reacționat și ce măsuri a întreprins pentru noul an universitar.
cu regret rectorul este într-o ședință, adică mi s-a comunicat că cumva să aduc eu această informație. Deci, referitor la studenți, cum aceștia au reacționat și cum toate s-au petrecut. Ok, nu o să mă repet, dar cu toate acestea, studenții universității tehnice au fost destul de sonori pe parcursul pandemiei, când inițial a fost impus regimul de carantină și așa mai departe. Adică, fie că vorbim de acea petiție care s-a înaintat din partea studenților, ok, care ulterior s-a dovedit a fi cumva nu tare relevantă de către administrație. Ok, în contextul reacției studenților, faptul că Senatul Studențiesc, autoguvernarea, reprezintă 25% din procesul decizional universitar, adică noi, oricum, pe parcursul întregii pandemii, adică am fost prezenți la Senatul Universitar, Consiliul de Administrație, Consiliul Facultății și așa mai departe. Adică studenții s-au expus pe larg acolo la ședințele enumerate anterior, fapt pentru care și administrația cumva a reacționat și a adoptat următoarele măsuri în concordanță și cu așteptările studenților. Și aici vorbim despre un regim mixt de studii pentru noul an universitar. Ok, cum a spus și USMF, desigur, în cazul în care situația pandemică nu va degrada și cumva măcar vom rămâne la situația la care ne aflăm acum, universitatea va opta pentru un regim mixt de studiu, prin care lecțiile practice, mă refer laboratoare, seminare în care se învață anumite lucruri, probleme, etc., adică ele se vor realiza în clase cu număr de până la 20-30 de studenți. Cumva și normele sanitare impuse sunt permit aflarea 50 de persoane cu distanță socială într-o încăpere. Desigur, cu respectarea tuturor normelor sanitare. Paralel cu aceasta, toate activitățile în serii, torient de 100-200-300 de persoane, de elevi, vor fi asigurate de către platforma lecții.utm.media. Este o platformă acum realizată de către Direcția Tehnologiei Informaționale și Comunicații. Ei au realizat deja un număr destul de mare de cursuri, mă refer matematică, mecanică, design tehnic, presuport video, prin care un student, logându-se pe platforma respectivă, are acces la un număr anumit de cursuri de care are nevoie și așa mai departe. Cumva aceasta a fost și o măsură ca răspuns la faptul că, desigur, noi cunoaștem că tehnologiile informaționale sunt, câteodată și pentru tineri, sunt o provocare. Cu atât mai mult dacă vorbim despre anumiți profesori care au o vârstă onorabilă și poate cu anumite tehnologii informaționale se recunoaște, nu pot să se descurce. Și aici universitatea a asigurat tot acest proces, vorbim despre înregistrări, montare, sunet calitativ și lecții pe care studentul, pe de o parte, sunt și un avantaj, pentru că studentul poate să revină efectiv la o problemă de la matematică pe care nu a înțeles-o și poate să o revadă de nenumărate ori de câte are nevoie. Totodată, vreau să menționez și de cămine. Desigur că există un număr destul de mare și de studenți care nu sunt din mediul urban, vor veni din centre raionale, sate, etc., și care vor avea nevoie de un loc de trai, iar aici căminile universității se vor deschide, desigur, cu respectarea tuturor normelor sanitare. Pentru acest fapt s-au elaborat două proceduri, o procedură internă prin care se menționează amplasarea soluțiilor de dezinfectat, respectarea normei sanitare de 6 metri pătrați per persoană, adică vorbim de odăi în care vor fi cazate două sau maxim trei persoane, în dependență de metrajul odăi. Desigur, tot ceea ce s-a mai menționat, măsurarea febrei, anunțarea în caz, purtarea măștilor, distanța socială, acestea deja sunt o normalitate. Noi deja le cunoaștem, adică oricum ele vin la pachet cu toate normele. Nu știu, cam asta am avut a vă spune. În linii generale,
noi, studenții, vorbim deja din perspectiva studenților, desigur că este cumva și o provocare pentru noi, pentru că în pandemie unii studenți au fost nevoiți să plece la localitățile de Baștină, unde noi cunoaștem că nu peste tot este ok o conexiune la internet, nu peste tot este acces la tot ce ai nevoie pentru a învăța și cu atât mai mult profilul ingineresc necesită o cât mai multă activitate practică și ore cu profesorul în care să ți se explice efectiv cum lucrează un utilaj, care este procesul. Sunt niște deja un specific anumit și această platformă pe de parte va soluționa torentele mari, torentele de grupurile întregi de mai multe grupe academice, așa mai departe, și deja lecțiile practice maxim se vor realiza în auditorii cu respectarea numărului. Mulțumesc mult, a fost Ana Maria Cârjă. Da, mulțumesc mult, Ana Maria. A fost Ana Maria Cârjă de la Autoguvernare Studențească de la UTM. Așa cum vă spuneam, Ruxandra Șterbeț, eu vreau să te întreb, tu deja ai trecut prin ambele modalități de instruire, atât pe cea în sălile de curs și în cea online. Vreau să te întreb care dintre ele este mai acceptabilă, ținând cont de motivații pe care au tinerii online. Noi treptat o să trecem spre partea a doua, cu studiile online. Ruxandra, ai cuvântul, te rog. Da, mulțumesc frumos. Cred că, într-adevăr, cea mai optimă variantă este ca studentul să meargă fizic la universitate pentru că are contact vizual cu profesorul și atunci când are o întrebare, instant ridică mâna, dar, de exemplu, pe calculator trebuie să dai întrebare. Poți să dai o întrebare, închide microfonul, deschide microfonul. Sunt detalii tehnice care cumva limitează o interacțiune mai bună între profesor și elev, dar mă bucură mult că scenariul care a fost propus de către Ministerul de Învățământ și preluat de către Universitatea de Stat prevede ca să fie organizat sistemul educațional nu doar online, ci și la ore, adică cum era și înainte. Cred că asta va favoriza și va ajuta foarte mult studenții ca atunci când va fi organizat cursul online, aceștia vor scrie pe foiță, de exemplu, întrebările care le vor avea la seminar, iar când vor merge la seminar, în grup de, cred că 10-15 persoane maxim, cu masca, adică sper ca toți studenții să respecte toate regulile, pentru că și în transportul public sunt reguli ca toți oamenii să poarte mască, dar asta nu este respectat și mă tem că nu cumva toată chestia asta să fie și la universități, dar sper ca să avem niște studenți care să fie conștienți și profesorii care să păstreze chestia asta și să sancționeze sau să nu-i primească chiar în instituția de învățământ pe acești studenți. Dar experiența ta anterioară a demonstrat că tinerii respectă sau nu respectă anumite prevederi de genul ăsta, adică cum observi tu și cum tu înțelegi situația? Eu, de exemplu, văd că foarte mulți, într-adevăr, riscă să nu creadă în existența unui virus și se aventurează cumva să facă șotii. Adică nu mi-ajunge aer de la masca asta, cred că am să o scot, sau nu poartă corect masca, care adică se echivalează ca și nu a purta masca deloc. Asta mă stresează pentru că eu vreau să port mască pentru ca să fiu responsabilă pentru mine și pentru ceilalți, dar în momentul în care colegul, de exemplu, care nici distanța socială poate să nu o respecte, deci va duce la răspândirea virusului. Mulțumim mult, a fost Ruxandra Șterbeț. Pot să te prezint Universitatea de Groningen, cred că nu o să greșesc dacă o să fac asta, da? Nu. No. Atunci foarte bine. Da, Alina, te rog. Eu am o întrebare, adică ea este și pentru Ruxandra și pentru Cristina Tâmbăr, a văzut că ea este tot pe aici, este elevă în școală, pentru că noi cumva încercăm astăzi să abordăm nu doar aspectele universitare, dar inclusiv școli profesionale și liceele și școlile. Eu am așa o întrebare care iarăși la fel e un pic mai pragmatică și anume, cum pentru voi sau, iată dacă să zicem că până acum a fost un semestru întreg doar online, da? Și acum dacă revenim înapoi sau chiar dacă continuăm online, nu contează chestia asta, despre pauze, pauza de 15 minute, de 20 minute,
cât este ea de importantă sau dacă ea vă afectează în cazul dat că stați, de exemplu, 8 ore, să zicem, ok, bine, 8 ore e prea mult, să zicem 6 ore la calculator și cât de important este sau dacă simțiți sau dacă vă afectează chestia asta sau nu. Adică, cine dorește din tineri este o întrebare liberă pentru toți. Și... Cred că putem să luăm pe rând, iar mai întâi Ruxandra, după care și Cristina. Da. Deci, mulțumesc pentru întrebare, foarte interesant. Cred că personal eu am o interacțiune cumva tare aparte cu pauzele, pentru că eu deseori îmi iau cărți, citesc acasă în timpul pauzei, pentru că cred că e foarte mult timp, de exemplu, jumătate de oră e extrem de mult timp, că, de exemplu, poți nu ai ce face. Pe când în regim online, într-adevăr, nu există o pauză atât de mare de jumătate de oră, maxim 15 minute, în care, într-adevăr, poți să te regenerezi, să-ți aduni gândurile pentru un nou obiect. Cred că chiar și în regim fizic, când o să mergem la universitate, cred că pauzele trebuie să fie micșorate până la 15 minute maxim. Este ora 14. Așa, Ruxandra Șterbeț, Universitatea din Groningen. Cristina Timbur, dacă ne auzi? Da, eu sunt elevă în clasa 12 și în mediul online mi-a fost foarte important că să am pauze. De obicei au fost de 5-10 minute, asta mi se pare cam puțin, deoarece nu aveam timp destul să mă pregătesc pentru următorul obiect. Însă, în urma ședinței cu Consiliul Liceal, am aflat că de la 1 septembrie deja vom avea pauze de 15 minute, ceea ce consider că este destul de bine. Nu vor mai fi pauze mari de jumătate de oră, însă cred că asta este destul. 15 minute este destul chiar și pentru a mânca sau pentru a ne duce în alt cabinet pentru a ne lua cărți de la bibliotecă, chestii, adică este destul de bine. Și da, în mediul online pauzele nu au fost atât de bine organizate, pentru că diferiți profesori spuneau că, adică eu mi-am programat ca lecția sau ora să fie la ora asta, adică nu prea pasă de celelalte ore cum au fost organizate. A fost un pic haos, însă ne-am descurcat și sper că în acest an, fiind ca ultimul meu an de liceu, să fie totul bine, mai ales că am și bacalaureatul. Mulțumesc mult, a fost Cristina Timbur. Vreau să vă anunț să facem o scurtă așa parte oficială. Noi suntem Radio Moldova Tinerit împreună cu Fundația Friedrich Ebert Moldova și dezbaterea care noi am intitulat-o Educație pe timp de pandemie. Vorbim de fapt despre asigurarea dreptului la educație în timp de pandemie de la 1 septembrie în licee, colegii, școli profesionale și de asemenea universități de la noi din țară. Dacă vorbim despre specific și despre anumite universități și academii care au un profil aparte, ar fi cazul să discutăm cu cei care sunt de la Academia de Arte. Doamna Victoria Mielnic, dacă ne auziți, sunteți aici. Bună ziua, sper că mă auziți și dumneavoastră. Da, vă auzim. Doamna Mielnic Victoria este rectora Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice de la noi. Ar fi cazul să întrebăm despre studiile online și cât de bine este pregătită instituția dumneavoastră pentru asta, pentru că este un profil aparte care include teatru, include dans. Și ar fi cazul să înțelegem cum are loc întregul proces de studiu, mai ales online, pentru asemenea specialități, vă rog. Într-adevăr, studiile online un pic nu sunt potrivite, să zic așa, pentru artă, fiindcă în educația artistică foarte mult contează acest contact direct între maestru și discipol, între profesor și student. Și pentru acest nou an universitar, noi optăm pentru varianta mixtă. Ce ține de prelegeri, de cursuri teoretice, ele se vor desfășura online, iar tot ce ține de partea practică, sper să reușim să avem studenții în salele de studii. Norocul nostru, să zic așa, este că grupele academice sunt relativ mici. Rar când avem grupe mai mari decât 10 persoane și aceasta ne permite totuși să păstrăm și această distanță socială. În plus, noi la multe discipline avem și lecții individuale, unde profesorul cu studentul sunt tet-a-tet. Uneori mai sunt asistați de maestru de concert, dar oricum sunt
grupuri foarte mici de persoane și asta sper să fie totul realizat în sălile de studii. Cel mai dificil, desigur, este la acele specialități și la acele discipline unde este inevitabil, să zic așa, contactul fizic. Asta este, în primul rând, coreografia și actoria. Probabil o să mergem pe calea că vom alege niște fragmente de spectacol unde vor fi antrenați număr mai mic de studenți. La coreografie poate o să organizăm procesul în sala de sportivă unde este mai mult loc, dar condițiile sunt cu totul altele. Aici încă nu am definitivat chiar toate momentele. Destul de dificil este și organizarea studierii unor discipline gen orchestră sau cor, unde de asemenea sunt grupuri mari. Orchestra simfonică ajunge și la 80 de persoane, dar aici se vor face repetiții pe grupuri de instrumente sau pe ani de studii. Deci profesorul va avea mai mult de lucrat cu mai multe grupe. Același lucru îl preconizăm și pentru seminarele la cursuri teoretice. Deci cursurile teoretice, după cum am zis, vor fi online, iar seminarele le vom organiza în săli, cel puțin o dată în lună, să simtă studenții prezența profesorilor și să aibă contact cu ei și vom împărți pur și simplu în grupe mai mici. Bănuiesc că va crește probabil sarcina didactică a unor profesori, dar acestea sunt niște chestiuni care trebuie să ne le asumăm, fiindcă cu toții ne dorim să avem calitate în procesul educațional. Mulțumim mult, a fost doamna Victoria Melnic, rectorul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Este alături de noi și doamna Covricova Raisa, care este reprezentantă Universității de Stat din Comrat. Aceeași întrebare și pentru dumneavoastră, dacă este universitatea pregătită pentru cursurile online, mai ales, pentru că cursurile online, bonus knowledge, dar trebuie să fim pregătiți pentru planul B, adică, așa cum spuneau antivorbitorii noștri, în situații de răutățire, situații pandemice, practic o să fim nevoiți cu toții să trecem la un asemenea regim. Dumneavoastră, universitatea dumneavoastră, dacă sunteți pregătiți, aveți cuvântul. Bună ziua! Mă numesc Raisa Covricova. Eu sunt Universitatea de Stat din Comrat. Îmi este mai comod să vorbesc la limba rusă. Nicio problemă. Dacă îmi permiți, voi fi mulțumită. Мне немножко будет проще, я просто буду себя комфортнее чувствовать, если я буду говорить на русском, если вы мне позволите это сделать. Значит, я послушала всех моих коллег сегодня. В принципе, мы тоже принимаем смешанную форму обучения. Мы сегодня тоже проанализировали все возможности и то, знаете, вот это обучение, которое осуществлялось с марта месяца по май, также было проанализировано, наши возможности, и нами тоже было принято решение, что мы будем проводить смешанную систему обучения. В данный момент подготовлена методология, положение по организации учебного процесса в первом семестре 2020-2021 года. Принято нами тоже, что занятия поточные лекции будут проводиться в режиме онлайн. Практические занятия мы будем проводить в аудиториях. Для небольших групп и лекционные практические занятия будут проводиться в аудиториях. Специфика нашего университета, у нас университет такой универсальный, здесь есть как начиная от точных дисциплин, так и специальность музыка в том числе. Поэтому здесь мы постарались подойти в более, так скажем, в частном порядке. За каждой группой у нас закреплен куратор группы. Вот сейчас у нас актуализируется именно деятельность куратора, где куратор группы ежедневно проверяет
студентов, их самочувствие, контролируют, кто пришел на занятия, кто не пришел, какова причина того, чтобы студент не пришел на занятия и или каково самочувствие его. Кроме того, занятия мы решили проводить следующим образом. У нас тоже лекционные занятия поточные будут организованы онлайн, однако сами пары, значит, расписание занятий будет составлено таким образом, чтобы неделя-две была вычетка всех лекционных занятий, то есть в течение одной-двух недель студенты находятся на онлайн-обучении. Следующий поток студентов, дальше они переходят на практические занятия и проводятся они в аудиториях. А уже позже, вернее, уже через две недели проведения практических занятий, опять лекционные и так далее. То есть такая вот система, которая позволит студенту, приехав один раз на занятия, быть две недели на занятиях, либо две недели он может находиться онлайн, может находиться дома, для того, чтобы меньше обеспечить, ну, меньшую контагиозность, что ли, вот именно в общественном транспорте. Кроме того, университет сегодня у нас имеет три корпуса, больших корпуса, аудитории у нас достаточно просторные, это не менее 30 студентов в аудитории. Сегодня они, мы можем вполне, группы у нас небольшие, поэтому мы вполне можем обеспечить дистанцию. Каждая аудитория у нас оснащена дезинфектантами, позволяет аудиторный фонд соблюдать дистанцию. Кроме этого, значит, что касается, да, студенты не будут, за каждой группой будет закреплена аудитория, то есть студенты в этот день не будут переходить из аудитории в аудиторию. Мы постарались ограничить передвижение. Занятия у нас будут организованы не более трех пар в день, и это с перерывами в 10-15 минут, где, ну, не получится так особо, ну, так сказать, пытаемся обеспечить меньшую контагиозность. Вот. Теперь, что касается общежития. Здесь у нас тоже, у нас вместимость самого общежития 450 человек. Реально на сегодняшний день нуждаются в проживании в общежитии у нас около 150, поэтому мы также готовы обеспечить проживание студентов одного, максимум двух человек в комнате. Вот. Ну и еще такой момент, прописано в нашем положении, в регламенте, в рекомендациях прописано еще такое. У нас все, есть в университете платформа Moodle, также, наверное, как и во многих других университетах, где размещены все лекционные, практические занятия наших преподавателей. Здесь есть полный курс лекций, есть полный курс практических, есть возможность прохождения тестов, тренировочных тестов, есть возможность прохождения контрольных тестов. Чем удобна эта платформа? Тем, что она позволяет ограничивать во времени работу студентов на платформе, позволяет контролировать время посещения и время нахождения на этой платформе, именно на этой специальности, на этой дисциплине. Поэтому я думаю, что мы постараемся, чтобы по максимуму обеспечить качественный учебный процесс и в то же самое время ограничить всех наших студентов и преподавателей от распространения данного заболевания. Mulțumim doamnei Raisa Cocriecova de la Universitatea din Comrat și la fel doamnei Victoria Melnic, rector de la Academie de Arte, Muzică și
teatru și arte plastice. Voiam să, în cadrul discuției am primit un comentariu care vreau să-l citez, dacă Anca o să-mi dea voie sau dacă dorește ea să se conecteze. Ea a spus că pentru studentă la facultate de farmacie este foarte importantă, anume tema asta iarăși o atingem a pauzelor, pentru că mai ales în cazul profilului în care învață Anca, este nevoie de practică, teorie și respectiv chiar este binevenită pauza. În cazul dat vreau să întreb pe doamna Victoria și pe doamna Raisa, dacă, de exemplu, în general, orarul va fi, se va începe de la ora 8 sau de la ora 9 sau cumva va fi, cum va fi în general organizat orarul, pentru că dumneavoastră, doamna Raisa, a spus că vor fi câte 3 lecții pe zi, dacă nu greșesc din discursul care l-ați spus până acum, cum va fi refăcut orarul în astfel ca să fie, să nu fie aglomerații pe coridoare, de exemplu, în cadrul pauzelor. Am vorbit foarte repede. Doamna Victoria Melnic, o să vă rugăm, aveți cuvântul, rector Academiei de Medicină. Noi încă nu am discutat aspectele, anume, iată, orarul sunetelor și ținând cont de sugestiile studenților care astăzi au răsunat în cadrul acestor dezbateri, o să încercăm poate să facem un pic mai mari pauzele. Bun, mulțumim mult, doamna Victoria Melnic, de la rectora Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Noi am vorbit anterior inclusiv despre, și deja am menționat subiectul, studiilor online. Văd aici sunt o serie de studenți, este Adrian Roșca, este Valentina Malinchi de la USM. Vreau să vă întreb dacă voi deja ați trecut prin procesul ăsta. Cât este de eficient procesul de educație online și dacă într-adevăr este chiar atât de bine pregătit și dacă platformele online de genul Moodle într-adevăr sunt eficiente și oferă cunoștințele de care voi aveți nevoie. Mai întâi am să-l rog pe Adrian Roșca, după care e Valentina Malinchi de la Autoguvernare Studențească de la USM. Adrian, te rog. Bună ziua tuturor! Salutare! Sunt student la Universitatea din Groningen la un program de masterat în relații internaționale. Ce pot să spun eu referitor de legat de educație online, pot să fac așa o analogie. Educația online e ca și când te duce la un local italian, ai comandat o porție de paste carbonara și în loc să ți aducă pastele, ți va aduce o imagine cu respectivele paste, se vor spune că arată foarte bine ca și cele preale, chiar simt și mirosul, însă numai că nu poți să o mănânci. Același lucru e valabil și cu educația online. Adică tu practic vezi profesorul, tu l-asculti, să nu este același nivel de interacțiune ca și cel real, pe care îl ai avea într-un auditoriu. Și am de vedere că noi oamenii suntem ființe sociale, e cu mult mai efectiv să poți să asimilezi o informație nouă prin intermediul unui contact tet-a-tet cu profesorul. Și poate că risc să facut pe cineva, dar din câte am observat, studenții care au demonstrat cea mai mare lipsă de interes față de studiile universitare, ăștia sunt și cei mai atașați și încântați de învățământul online. În caz contrar, din ce am discutat eu cu profesorii de la diferite facultăți de aici, toți îmi spun că e cu mult mai eficient să ai studentul mereu în față și să poți să explici. Deoarece că în cazul în învățământul online mereu apar mici probleme, fie cu microfonul, fie conexiunea la internet. E ca și cum ai vizionat un film, însă desfăr poate să te pechisească și vrei să adormi la filmul în cauză. De-aia, personal, rămân la ideea că e cu mult mai efectiv să faci cursurile cu respectarea rigorilor 1,5 metri de distanță între studenți și profesori, măști, mănuși, dar oricum lecțiile se ducă în mod clasic. Din câte am zis, în Olanda asta se încearcă acum, tot ce ține de aspect practic în auditorii, tot ce ține de aspect teoretic, se încearcă să se combine și lucrurile vor evolua în dependență de cum va evolua situația legată de coronavirus. Mulțumesc. Adrian, mulțumim mult, dar pentru moment, care este metoda anunțată de către universitatea ta în cauză? Care va fi metodologia de predare, de învățare? Este extrem de asemănătoare cu cea din Republica Moldova, anume că toate facultățile cu profil real, anume lecțiile practice de laborator, vor fi ținute live în laborator cu prezența studenților și a profesorului. Legat de lecțiile teoretice, acolo unde se prezumă că trebuie să fie un număr mare de persoane, vor fi online, însă la cele teoretice în care vor fi un număr redus de persoane, de exemplu 10 sau 15, vor fi într-un auditoriu cu respectarea distanței sociale. Mulțumim mult, a fost Adrian Roșca. El, ca să înțeleagă toată lumea, el a trecut, de fapt, în școlirea, ceea ce înseamnă Universitatea din Republica Moldova, Universitatea de Stat, Facultatea de Istorie și Filozofie și deja acum poate să face un masterat în relații internaționale
la Universitatea din Groningen, Valentina Malenchi de la Autoguvernare Studențească de la USM. Știu că există platformă, vreau să întreb cât de eficientă și care sunt rezultatele în general, în dependență de deja cum vezi tu și care este opinia ta. Te rog, Valentina. Da, bună ziua tuturor. Eu pot să spun că surpriza care a venit în această primăvară a fost foarte neașteptată și ne-a surprins nepregătiți pentru un proces de studii online care nemijlocit a bătut peste calitatea studiilor și peste calitatea perceperii informației de către studenți. A fost un proces foarte complicat și foarte greu, pentru că sunt de acord cu Adrian, care a menționat exemplul cu pastele, pentru că informația predată în regim online este percepută la un nivel foarte scăzut, studenții nu sunt atenți, nu este același lucru ca și cum ai merge față în față cu profesorul, ai pune întrebări și ai înțelege informația pe care o primești. Pentru noi a fost așa o bucurie, aș spune, faptul când am auzit și am primit informația despre sistemul mixt care ne așteaptă din 1 septembrie, că vom avea posibilitatea în sfârșit să mergem la universitate, chiar dacă numai pentru seminare, dar fiind precauți și fiind responsabili, sperând că totul va fi bine, vom trece și peste perioada de ore teoretice în regim online și vom avea în sfârșit posibilitatea, probabil din următorul semestru, să trecem în totalitate la un regim offline de studii, pentru că calitatea este de un nivel foarte scăzut. Cu siguranță persoanele care au absentat și care nu prea s-au dat cu avânt în studii au fost foarte bucuroși de a merge la studii online, de a închide camera și microfonul și de a mânca în fața calculatorului, în timp ce profesorul Sărmanul, care a stat și el multe ori în fața calculatorului și a pregătit acest suport, pentru că nimeni nu a fost pregătit de o situație atât de online într-o masă atât de mare și a fost greu pentru toți. Toți am avut de stat în fața calculatorului ori întregi pentru pregătiri. De aceea, eu cred că foarte important este să avem ore în regim offline, față în față cu profesorii și să, anume din perspectiva calității studiilor. Mulțumim mult! A fost Valentina Malenchi de la Autoguvernare Studențească de la Universitatea de Stat din Moldova. Alături de noi este Selina Dicusar, ea este de la European Student Network, hai să spunem așa, dar în același timp cred că ești și student. Vreau să te întreb dacă tu ai avut practica studiilor online și cât sunt ele de calitativ în general. Selina, te rog! Mulțumesc de întrebare, bună ziua tuturor. Opinia mea este că studiile online, din păcate, nu sunt așa de calitative cum posibil noi ne-am așteptat, cum noi am vrut. În primul rând, atât elevii cât și studenți, elevii și mulți profesori nu au avut posibilitatea să se afle în fața calculatorului. Unii dintre ei chiar nu au avut calculator sau conexiunea a fost foarte rea. După cum a menționat și Valentina, sunt studenți care și-au permis să mănânce în fața calculatorului, care sunt chemați și nu răspund, nu mai știe nimeni unde sunt. Și desigur, acei care nu au învățat au profitat foarte mult de aceste cursuri online, nici nu s-au prezentat la ele, din păcate. Ca și majoritatea celorlalți studenți care deja s-au exprimat, optez foarte mult pentru a ne vedea față în față cu profesorii. Însă, pe de altă parte, înțeleg și faptul că este vorba despre o situație epidemiologică și în cazul orelor teoretice, cum a fost adoptat la USM, că vom învăța teoria acasă, online și deja practica offline, aici se pune foarte multă încredere și responsabilitate pe umerii studenților, că aceștia vor asimila practica, teoria singur. Că, din câte am înțeles, profesorul poate să aleagă dacă se facă ora online sau doar să transmită suportul teoretic studentului. Și aici eu nu am așteptări așa de mari că studenții vor fi foarte pregătiți, însă sper la ceea ce este mai bine. Mulțumim mult! A fost Elena Decusar de la European Student Network și în același timp, cum vă spunea, este studentă la Universitatea de Stat din Moldova. Practic, noi deschidem câteva elemente de bază în cadrul dezbaterii, pentru că avem două modele, de fapt trei, adică studiu online, studiu pe loc în sălile de curs și studiu mixt. Fiecare dintre ele are
practic limitele sale. Și pe de o parte noi pierdem în online, pierdem atenția studenților, pe de altă parte în offline noi s-ar putea să deschidem un focar de infecții. Ceea ce eu vreau să vă întreb, și aici aș adresa o întrebare doamnei Lidia Pădureac, de la, care este prim prorector pentru activitate didactică de la Universitatea Alecu Rusu din Bălți. Dumneavoastră ne auziți? Așa, doamna Lidia? Dar aceeași întrebare este valabilă inclusiv și pentru Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău. Ideea care este că în moment ce se întâmplă în momentul în care este identificat un caz de infectare cu COVID într-o sală de curs sau într-o anumită grupă, ce se întâmplă atunci? Pentru că noi trebuie să fim pregătiți pentru o asemenea scenariu, pentru că avem parte de o mulțime de oameni și na, experiența anterioară arată că se întâmplă, chiar și la nivel foarte înalt, la case înalt, se întâmplă și în Parlament, se poate întâmpla și într-o sală de curs. Ce se întâmplă în asemenea situație? Domnul Chicuș Nicolae, vă rog, aveți cuvântul. Conectați microfonul mai întâi. Așa, o clipă. Conectați microfonul. Pentru a vă face auziți. Așa. Nu vă auzim deocamdată. Microfonul este jos, în partea stângă, uitați-vă acolo. Este. Nu vă auzim. Încercați să-l conectați. Noi, între timp, haideți să aceeași întrebare să discutăm cu doamna Victoria Melnic de la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Pentru că este o întrebare care vizează pe toată lumea, în principiu. Doamna Victoria, vă rog. Scuze, dacă ați putea să repetați întrebarea. Ce se întâmplă în momentul în care noi admitem studenții, ajung în sălile de curs și se infectează cineva de COVID? Cine se asumă responsabilitatea pentru asemenea situație? Pentru că, na, sunt lucruri neprevăzute și trebuie, ar fi fapt să existe un plan. Întrebare care ne frământă pe toți, în special mă gândesc la studenții care sunt cazați în cămin, fiindcă acolo acest contact este inevitabil. Bănuiesc că aici cu toții nu avem altă soluție decât să procedăm așa cum o cer protocoalele epidemiologice, medicale și așa mai departe. Altă situație, dacă, de exemplu, cineva a intrat în contact cu o persoană infectată și trebuie să stea în carantină, atunci, bineînțeles, va activa în regim online, va menține acest regim de autoizolare și dacă starea de sănătate îi va permite, activitățile vor continua. Mulțumim mult, doamna Victoria Melnic, rectora Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Domnul Chicuș Nicolae, deja acum cred că vă auzim foarte bine. Dacă mă auziți. Da, vă auzim bine. Vreau să mulțumesc tuturor studenților care au luat parte la discuție și pentru poziția lor față de această problemă. Avem și noi o sumedenie de scrisori de la studenți, ne roagă de la 1 septembrie să revenim la regim normal de lucru, contact direct cu profesorul. Bun. La întrebarea care ați spus-o. Măsurile care sunt luate la noi, e imposibil, sau cel puțin noi ne dorim și lucrul ăsta, ca să fie așa o situație ca în auditoriu se întâmplă. Măsurarea temperaturii la intrare în bloc se face și atunci când omul are temperatură, de acum nu mai este admis în sala de studii. Dar dacă lucrul se întâmplă în cămini, avem special în căminul 3B la Sada Coca un etaj întreg rezervat pentru oamenii care vor fi izolați pe perioada de carantină până ca să nu fie implicați în procesul de studii în camera unde vor locui ei, care au contact, o să fie izolați pe perioadă pentru a micșora primejdea aceasta de răspândire a COVID-ului. Eu sunt de acord că sistema tradițională de predare creează foarte multe probleme pentru adâncirea acestei epidemii. Dar din două rele trebuie ales una mai bună și atunci trebuie nu numai cantitate, dar și trebuie și calitatea să asigurăm.
Revenind la ceea ce spuneați dumneavoastră despre asigurarea cu toate măsurile, vreau să vă întreb dacă universitatea dumneavoastră a alocat sume necesare pentru a garanta termometrele, măsurarea de temperatură și toate restul, și care sunt sumele astea, ca să înțelegem o imagine pe ansamblu. Eu nu pot să vă spun acum sumele, dar chiar iată acum m-am ridicat aici și am plecat, am semnat un document, te-am luat pentru toate serviciile noastre care o să fie în direct contact cu studenții, 70 de exemplare de ochelari de ăștia plastmas care o să fie procurați în următoarele zile, cât să fie câte 1 septembrie aici. Avem toate căminile, toate blocurile de studii cu termometre pentru a determina temperatura la celor care intră în blocurile respective de studii și în căminile studențești. Mulțumim mult, a fost domnul Nicolae Chicuș, rectorul la Universității Pedagogice de Stat Ioan Creangă. O să revenim la aspectul care ține de studiile online, pentru că deja la noi sunt o serie de bune practici. Eu chiar am rămas plăcut surprins, spre exemplu, de existența unui site care se numește educațiaonline.md. Reprezentant de la această platformă este doamna Vica Țipordei, sper că mă auziți. Așa, dacă mă auziți, îmi dați... Așa, perfect. Bună ziua! Eu deja am văzut că dumneavoastră aveți o serie de cursuri pentru clasele de la clasa 1 până în clasa 12. Vreau să vă întreb dacă proiectul evoluează și în ce direcție și care este, în general, raportul de eficiență a unor asemenea cursuri. Aveți cuvântul. Prima etapă a lecțiilor s-a finalizat, a fost filmate. Deja s-a început și a doua etapă de filmare a lecțiilor online pentru a studii acest sport de la început de an, pentru că atunci au fost filmate lecțiile când s-a început pandemia și s-a întrerupt procesul de învățământ. Obiectivul inițial a fost ca să fie scurt pentru elevi. Deja o să vedem în continuare. Însă este de ajutor pentru toți elevii, inclusiv dacă nu au fost atenți la lecție și vor să mai vadă încă o dată lecția. La moment este mulțumit. Vreau să vă întreb dacă aveți ceva statistici referitor la cât de eficiente ele sunt și câtă lume are acces sau deja a accesat asemenea cursuri până la etapa actuală. Vă referiți la vizualizări? Exact, mă refer la vizualizări și adică pentru că bănuiesc că aveți un fel de statistică de a demăsura cât de mult stau pe aceste platforme, câte persoane au văzut un anumit curs. La moment nu am statistici în față, însă au accesat nu doar din Chișinău aceste lecții online, dar din toată Republica Moldova. Sunt bine, atunci haideți, dacă nu există răspuns la această întrebare, noi putem să mergem la evoluția lui, la proiect în general și dacă ar fi cazul ca să existe anumite cursuri și pentru universitate, dacă aveți cel puțin proiectat pe viitor apropiat să existe asemenea cursuri. La moment se filmează doar pentru școli și licee. Pentru universități deja fiecare universitate în parte își filmează, deci știu universitatea tehnică, are propriul său site de educație online. Cam aceasta. Eu cred că noi putem reveni la acest aspect un pic mai târziu, când ați găsiți anumite date pe care le căutați acum. Văd că a revenit doamna Lidia Pădureac, prim prorector de la Universitatea de Stat Alecu Rusu din Bălți. Mă bucur foarte mult că ați revenit. Noi avusesem o întrebare anterior care am discutat-o, dar există un aspect care la fel de important este. Și anume, vorbeam despre faptul în care vine un tânăr și el s-ar putea să fie infectat. Însă, cum arată practica la nivel mondial, inclusiv Organizația Mondială a Sănătății a declarat chiar azi, într-un comunicat de presă, că foarte mulți tineri sunt asimptomatici. Respectiv, el nu prezintă anumite simptome, el ajungând în sala de curs ar putea să infecteze. Și inclusiv ei puneau și făceau o paralelă cu acele cadre didactice care sunt în vârstă,
respectiv care sunt mai vulnerabile. Cum sunteți dumneavoastră pregătiți, universitatea, mă refer, cum este pregătită pentru asemenea situații și dacă nu cumva punem prea mult risc, atât în studenți, în sălile de curs, cât și pentru cadrele didactice propriu-zise. Vă rog. Da, mulțumesc. Sigur că avem grijă atât de cadrele didactice cât și de studenții noștri. Atunci când se întâmplă așa ceva într-o instituție, sigur că deja aici intervin cei care țin de domeniul medicinei și ne spun exact cum trebuie să ne comportăm. Avem pregătite izolatoare în caz de necesitate în căminile universității. În ceea ce privește situațiile asimptomatice, ele într-adevăr pot fi. Noi încercăm să respectăm absolut toate regulile pentru a asigura protecția sănătății. Dar în cazul în care cadrele didactice care sunt mai în vârstă solicită ca orele, și noi asta susținem, solicită ca orele să aibă loc în format online, noi asta susținem. Cineva menționa anterior cadrele didactice de o anumită vârstă onorabilă nu au pregătirea suficientă în domeniul utilizării tehnologiilor IT, să știți că nu întotdeauna este așa. Deci cadrele didactice ale universității sunt gata a realiza orele online. De aceea atunci când am propus proiectul pe care l-am înaintat comunității academice, apropo el și a fost publicat deja pe site-ul universității, ca studenții noștri și cei de la anul întâi și cei din anii superiori să știe ce îi așteaptă, să nu stea în neștiință că iată se apropie 1 septembrie și nu cunoaștem ce vom face mai departe. Deci toate informațiile au fost plasate pe site, inclusiv în ceea ce ține recreațiile. Deci recreațiile erau de 10 minute sau 20, 15 minute, așa cum mi se recomandă, așa le-am fixat acum, inclusiv la propunerea studenților. Și iată, când vorbim despre cadrele didactice în vârstă, am recomandat ca să realizeze orele online. Deci suntem în posibilitatea de a realiza aceste ore exact așa. Pentru a nu crea o situație mai confuză la universitate, deocamdată ne-am propus ca în zilele de luni și vineri, orele la Universitatea de Stat Aleco Ruso din Băl să aibă loc în format online și sâmbătă. În celelalte zile, după caz, deci în celelalte zile cu prezența fizică aici. Asta ne propunem să demarăm așa anul de studii, dar vom reacționa în dependență de situația epidemiologică din Republică. Adică, dacă aș reveni concret la întrebarea pe care ați adresat-o, vorbim despre faptul că cadrele didactice de o anumită vârstă onorabilă pot realiza orele la distanță. Sunt pregătiți, materialele pentru unitățile de curs au fost deja plasate pe platforma Moodle. Noi nu ne putem, știți, noi ne putem păzi din toate punctele de vedere. Important este să facem tot ceea ce trebuie să facem. Deja cum vor evolua evenimentele, nu ține de noi. Noi trebuie să fim convinși de faptul că noi am făcut tot ceea ce stătea în puterile noastre să facem pentru a proteja viața și sănătatea tuturor celor implicați în procesul didactic. Mulțumim mult, a fost doamna Lidia Pădureac, și anume de la Universitatea Aleco Ruso din Bălți. Alina, te rog. Dumneavoastră ați menționat anume aspectul ăsta de lecțiile online de luni și vineri. Iată, am o întrebare pentru Ina Ivanov, care este studentă la Universitatea de Stat, la Facultatea de Drept. Și în calitate, iată, de studentă, voiam să te întreb dacă ai colegi care, de exemplu, ei nu au capacitatea sau posibilitatea asta tehnică, de exemplu, nu au calculator sau nu au telefoane mobile, sau nu au resursele tehnici ca să se conecteze, de exemplu, online la lecțiile date. În cazul dat, vorbim despre încălcarea dreptului la educație, dacă putem să-i spunem așa, și cum studenții găsesc ieșiri din situații în cazul dat, dacă au fost așa cazuri sau dacă ai auzit sau cunoști așa momente. Dar aș putea să intervin pentru un moment în ceea ce privește întrebarea dumneavoastră până răspunde studenta. Deci universitățile de obicei se străduie să ne asigure, să-i susțină pe studenți. În sensul că dacă, de exemplu, în zile de luni și vineri, să zicem, orele sunt online, dar sunt laboratoare, sunt aule dotate cu calculatoare, în care dacă se întâmplă că studentul nu are tehnica necesară, ar putea să vină direct la universitate și ora fiind online să se poată conecta. Sau dacă, de exemplu, este în cămin și în cămin sunt două persoane,
ar putea respectiv cumva să se ajute. Avem situații în care, de exemplu, catedrele, profesorii, cadrele didactice, având laptopuri din proiecte internaționale, au susținut studenții. Deci încercăm în măsura posibilităților, la nivel instituțional, să depășim aceste situații. Dar studenții probabil au și ei aici anumite modalități de a depăși aceste situații mai dificile. Mulțumim mult, doamna Lidia Pădureac, prim-prorector pentru activitate didactică la Universitatea Alicu Rusu din Bălți. Și acum revenim la Ina Leurda. Da, spun bine, cred. Bună ziua tuturor! Salutare. Din păcate sau din fericire, în mod expres, noi toți am fost nevoiți să devenim elevi sau profesori ai sistemului de învățământ hibrid. Din punct de vedere biologic, hibrid este acea semință care dă roadă numai în anul în care a fost plantată. Având un frate mai mic care studiază în clasa 7 în mediul rural, am avut posibilitatea să observ ce dezavantaj a adus cu sine școala online de asta primăvară. Asta primăvară, profesorii din satul meu au devenit practic invizibili și foarte neglijenți față de copii. Frățiorul meu mai mic stătea acasă, nu făcea lecții, de parcă avea vacanță. Dar pe lângă acest factor este de menționat că multe familii din mediul rural, îndeoseb cele socialmente vulnerabile, nu au acces la internet, neavând calculatoare, chiar și telefoane. Și de aici ce rezultă? Elevul nu frecventează orele, elevul stă acasă, el nu citește, nu scrie, nu exersează, nu comunică cu seminii sau cu profesorii. În consecință, elevului îi se atenuează încet cu încet toate procesele cognitive de gândire, de memorare, generalizare, analizare, rezolvare de probleme, funcțiile limbajului, imaginația, etc. Eu cred că dacă de la 1 septembrie vom continua să învățăm online, ne va aștepta acest scenariu, adică scenariu de atenuare a proceselor cognitive. Noi elevii o să începem să gândim mai lent, să nu putem să ne exprimăm fluent opiniile proprii, să nu putem să memorăm, să generalizăm, să analizăm, să interpretăm. De aceea, în concluzie, menționez că eu sunt contra sistemul de învățământ în mod hibrid ori online și sunt pro și încurajez sistemul de învățământ cu prezență fizică dintre profesori-elev, pentru a nu deveni beneficiari scenariului de atenuare a proceselor cognitive în rândul elevilor. Și, de asemenea, având practica și orele online asta primăvară în cadrul colegiului Alexei Mateievici, toți colegii mei au avut, din fericire, acces la orele online, dar ei pur și simplu nu erau prezenți. Și asta a fost tot un dezavantaj foarte mare. Și cei care erau prezenți nu se implicau. Mulțumesc! Mulțumim, Ina! De asemenea, avem o opinie din partea Ilincăi Franz. Ilinca reprezintă Academia Genius. Eu vreau să întreb pe tine dacă tu ai avut parte de cursuri online, cât sunt ele de eficiente. Ilinca, ai cuvânt, te rog. Da, mulțumesc, bună ziua la toți! Eu, la fel, fiind studentul, elevă la liceu, am avut parte de această experiență în acest an și pot spune că cursurile online au fost deloc eficiente. Pot spune chiar exemplu de la liceul nostru, la noi practic nu s-au făcut orele, profesorii doar dădeau temele pentru acasă și noi trebuia să le transmitem. Deci nu am avut conferințe pe Zoom sau ceva de genul. Mai mult se atragea atenția la clasa 13-a, la 12, îmi cer scuze, care urma să aibă bacul și așa, care nu a avut loc. Și pot spun că mulți au mai avut cursuri și elevii poate se conectau, dar nu erau prezenți. Care o să fie metodologia de învățare de la 1 septembrie, dacă ați fost informați? Din păcate, până când nu ne-au dat nicio informație și nu știm încă. Așa, bun, foarte interesant, pentru că știrile demonstrează, mulțumim mult, Ilinca Franț este, așa cum spunea, este elevă,
Deja a fost emis, iarăși prin intermediul Ministerului, a fost emis o hotărâre prin care mai multe instituții, sau practic toate instituțiile inițial din Chișinău, după care și cele din Republică, trebuie să spună referitor la care scenariu de învățare deja sau metodologie va fi aplicată de la 1 septembrie, că cred că suntem la cât? La 11 zile distanță, nu chiar atât de mult. Da, văd că este alături de noi Valeria Podolean. Valeria, tu ai avut parte de asemenea studii online și tu care metodologie crezi că este corectă? Sau cel puțin acceptabilă? Te rog. Bună tuturor, cred că metodologia acceptabilă e mult prea larg spus, fiindcă pentru toată lumea e diferit. Cu toate că învățământul online personal nu a fost eficient deloc. Eu am un frate care trece clasa 8-a și de când s-a început lecțiile online, eu spune că vreau la școală. Niciodată n-am văzut așa un entuziasm că vreau la școală. Dar în clasă lecțiile nu au fost productive. Cred că am avut doar 2 sau 3 clase care chiar le-am avut consecutiv. Și sper că primul an la universitate să fie mai eficient, fiindcă modelul mix e acceptabil, oricum, dacă pot spune așa, dar e greu de spus ce pot să sacrifici, sănătatea sau studiile. Mulțumim mult! Valeria Podolean, ea încearcă cumva să găsească cale de mijloc, așa cum am observat. Are o replică doamna Lidia Pădureac de la Universitatea de Stat Lecu Iorsu din Bălți. Apropo, voi dacă aveți comentarii, la fel dacă aveți întrebări, atunci sunt binevenite de la fiecare dintre voi. Doamna Pădureac, aveți cuvânt. Da, nu este o replică. În contextul chiar a ceea ce spunea Valeria, este cam trist ceea ce spun elevii din liceu și din școală. Este foarte trist și îngrijorător. Întrucât absolvenții de liceu vin la noi la universitate. Asta înseamnă că noi trebuie să ne pregătim de faptul că pregătirea acestor absolvenți nu este chiar cea la care ne-am fi așteptat noi. Deci este foarte grav dacă ore nu s-au făcut. Și iată, în contextul ăsta eu aș vrea să asigur și viitorii studenți, și cred că aici o să mă susțină și deci reprezentanții celorlalte instituții de învățământ superior din Republica Moldova, că la universități orele se fac. Deci se realizează atât pe platforme educaționale, cât și prin videoconferință. Și atunci studentul nu simte atât de departe profesorul. Unica ce nu este așa cum ar fi, nu se află în aceeași aulă. În rest, ne-am conectat prin videoconferință exact iată, așa cum suntem astăzi, doar că avem o altă aplicație și încercăm să discutăm. Deci, în ultima instanță, totul depinde de responsabilitate. Asta se referă atât la orele pe care le realizăm noi și se referă atât la cadrele didactice, cât și la studenți sau elevi. Deci, ține de responsabilitate. Și atunci, dacă vom fi responsabili, cu alte cuvinte, ar trebui să educăm această responsabilitate în noi sub toate aspectele. Și atât exact în acest context, probabil cu studenții de la anul 1 sunt foarte binevenite prima oră, ora tuturului. Atunci când li se explică familia în care au ajuns, adică familia universitară și regulile pe care trebuie să le respecti în această casă și în această familie. Deci eu aș vrea să chem toată lumea la această responsabilitate și atunci să nu ajungem, de exemplu, la mijlocul semestrului când cineva să spună, da, știți că ni s-a dat numai teme să le facem și noi am transmis cumva. Deci asta este grav de tot dacă într-adevăr așa s-a întâmplat în școli. Mulțumesc! Mulțumim mult, doamna Lidia Pădureac, de la Universitatea de Stat Lecu Iorsu din Bălți. Eu aș vrea să întreb inclusiv studenții de la universitate cât de eficiente sunt pentru ei aceste cursuri online, pentru că sunt și parte de studenți. Selina de Cusara, ai putea să ne spui dacă ai avut, spuneai că ai avut parte de ele, cât de eficiente au fost cursurile prin care tu ai trecut, la fel Valentina, am să te rog ulterior, Valentina Malinchi, ulterior să intervii, dar mai întâi Selina, da, te rog. Deci pentru mine cursurile, cum să vă spun, unele au fost eficiente, altele nu au fost eficiente. Deci modul în care mi s-a predat. Au fost, dacă nu mă greșesc, în jur la 5 profesori cu care am avut lecții online, pe Zoom, ne-am văzut față în față. Care a fost diferența? Unele ore au fost de 45 de minute, mi se pare că 2, restul au fost de 30 și a fost cu una chiar de 15 minute, ceea ce a fost pentru mine straniu, pentru că nu
ce poți să înveți un student în 15 minute. Cred că numai o bună ziua pentru fiecare și la revedere la sfârșit. Alt tip de ore a fost când a transmis tot materialul pe platforme ca Google, ceva din Google Educare sau ceva gen, o platformă Google sau pe e-mail. Și elevul deja cu toată responsabilitatea sau fără grânsa face cu materialul acela tot ce vrea. Cum s-a întâmplat aici? Profesorii au fost nevoiți să se ajeluie la elevi, să ceară din ei, dați-ne, vă rog frumos, tema de acasă, nu avem note să vă punem, o să fiți nevoiți să fiți exmatriculați, nici asta nu a speriat pe nimeni, pe mulți care nu s-au prezentat, asta nu a speriat. Deci am avut colegi pe care de la început pandemiei și până la sfârșit nici nu i-am mai văzut în față. Și ultimul tip de ore care le-am avut au fost orele care nu le-am avut, care este încă mai straniu faptul că profesorii nu s-au prezentat, adică elevii se roagă la profesori, vă rog, dați-ne material. Părerea de bine au fost foarte puțin profesori de așa tip, mi se pare că așa caz, în cazul meu, a fost numai un profesor, de la care am auzit un cuvânt deja în mai, mi se pare că, adică două luni, eu n-am avut un obiect care era important. Înțeleg dacă era vorba de un obiect care este așa mai aleatoriu, dar era vorba despre un obiect foarte important, și profesorul nu a fost prezent și deja în mai, când se începe examenele, profesorul a venit, a făcut câteva ore, apoi am aflat că examenele de fapt nu vor fi și profesorul iarăși a dispărut. Și adică lucrurile astea, de-aia și optez foarte mult pentru varianta față-înfață, pentru că n-aș vrea încă o dată să trec prin așa experiență în care am rămas eu singură, eu cartea și calculatorul. Profesorul noi, n-ai pe cine întreba, trebuie să înțelegi tei care se percep mai bine decât tine sau alți profesori care sunt și ei săracii plini, cu umerele pline de toate ce au de lucru. Deci, cred că cel mai bine totuși este să ne vedem față în față. Dar deja vom vedea cum va fi. Așa, mulțumim mult, Selena de Pusar, European Student Network. Aceeași întrebare anunțasem anterior, Valentina Malinchei, autoguvernare studențească de la USM, după care deja avem un comentariu de la Victor Grigor de la autoguvernare studențească din Bălți. Vă rog, teren. Da, am să intervin și eu la această întrebare, pentru că sunt studentă la aceeași universitate ca și Selina, am trecut și eu prin practic același proces. Aș putea explica acest lucru doar prin faptul că nimeni nu a fost pregătit pentru asta și unii profesori au negat până într-un moment de sfârșit că au negat și nu au dorit să accepte faptul că suntem la studii online și cu toții am așteptat să revenim la viața normală, însă acest lucru nu s-a întâmplat și am fost nevoiți să ne adaptăm la situația care a fost. Unii profesori s-au adaptat mai ușor și au venit în ajutorul studenților, s-au adaptat la diferite platforme online ca Google Classroom, cineva s-a adaptat, a venit și a făcut ore pe Zoom, cineva a plasat informația pe Moodle și așa mai departe. Deja de calitatea primirii acestei informații am fost responsabili însuși noi studenții, pentru că studenții care au dorit, care au vrut să primească informația, au participat la aceste ore online pe Zoom, au transmis temele pentru acasă profesorilor, au pus întrebări, au sunat, au scris. A fost complicat și a fost greu pentru toți, dar cumva am trecut peste asta. Nu știu cât de eficient a fost, cu siguranță nu a fost eficient pentru toți, în special pentru cei care au fost indiferenți și nu au venit și au luat asta ca o vacanță, dar asta este. Eu nu am văzut o altă soluție pentru acel moment, de aceea sperăm că următorul semestru va fi cu o pregătire mai bună, atât ce ține de materiale, cât și o pregătire emoțională a profesorilor și a elevilor pentru a rezista acestui flux de informații în regim online și sperăm că calitatea și eficiența informației va fi mult mai bună. Mulțumesc! Mulțumim, Valentinei. Victor, spuneai că dorești să adaugi un comentariu.
Da, mulțumesc foarte mult. Eu vreau să adaug doar câteva idei referitoare la acest sistem online de învățământ. Vreau să spun și din experiența mea, eu fiind student, dar în același timp și cadru didactic la Colegiul Universității și vreau să-mi exprim așa opinia sau idee față de acest sistem. Într-adevăr, a fost o surprindere pentru fiecare. Bine, pentru cadru didactic și mai tinere, nu a fost o mare greutate să ne acomodăm. Și vreau să menționez că în cazul sau în rândul studenților, orele online la Universitatea din Bălți a decurs, aș spune eu, chiar foarte bine, adică mă bucur că studenții noștri au conștientizat situația care era la moment și chiar urmăream raportul comisiei de evaluare și a calității în universitate la sfârșit de semestru, că doar câteva cazuri s-au înregistrat în universitate de studenți care nu au putut să conecteze parțial la orele de curs. Și chiar m-a uimit acest lucru și m-am bucurat în același timp că totuși într-o perioadă foarte scurtă am reușit să ne acomodăm la niște rigori care au fost impuse de o situație necesită de sănătate. Și, dar dacă vorbesc despre elevi aici, într-adevăr, situația a fost mai complicată, elevii mai greu s-au putut adapta. Noi cunoaștem că în perioada aceasta somnul este foarte dulce dimineața și era chiar greu să-i trezești la ora 8. Și eu având chiar o oră de dimineață, deci la ora 8, mă înțelegeam cu ei, deci ei fiind clasa 10-a, colegiul, mă înțelegeam cu ei sau veneam în întâmpinarea lor și făceam ora după masă. Deci ora rămânea în orar, în schimb eu cumva ca să am o prezență practic 100% la ore, pentru că câteva ore recunosc că a fost cu 70% din elevi prezență și asta necătând la faptul că unii dintre ei de la început, fie că nu aveau pregătit tehnologiile informaționale pentru acest sistem de învățământ, și ulterior, când am adoptat anumite tehnici, situația s-a remediat. Ce vreau să spun în concluzie? Deci, mergând sau încercând acest model, noi pe parcurs ne vom îmbunătăți calitatea la desfășurarea orelor, atât online, mix sau chiar direct, și sper foarte mult că toată această pandemie, toată această primăvară a fost un test foarte bun pentru fiecare de noi și ne-a arătat, de fapt, unde sunt lacunele în sistemul educațional și aici vorbim despre și pregătire atât a cadrelor didactice și de atitudine a studenților, a elevilor, a părinților, în ultimul rând, a autorităților și ne-a arătat, de fapt, unde avem foarte mult de muncit și pe alocuri poate ne-a arătat și calea spre o reformă sau, hai să spunem, o mică revoluție în sistemul educațional, care cred eu că această pandemie mai ales a dat o șansă instituțiilor de învățământ din Republica Moldova ca să tragă atenția la calitate, la îmbunătățirea infrastructurii universitare, ca să fie accesibil pentru fiecare, atât studenți cât și cadre didactice. Mulțumesc! Victor Grigor, președintele Guvernării Studențești a Universității de Stat Alea Corusot din Băț. Și pe final, ca să închidem, să ne apropiem de sfârșitul dezbaterii de astăzi de la Radio Moldova Tineret, venim cu o întrebare către doamna Victoria de la platforma educațiaonline.media. Care sunt perspectivele sau care sunt așteptările pentru platforma dată? Dacă sunt în general niște așteptări pentru ea, doamna Victoria? Vor fi filmate 4500 de lecții, atât pentru profilul real cât și umanist, atât în limba română cât și în limba rusă. Vor fi diversificate instrumentele de predare online, pentru că, da, atunci în primăvară, toți ne-am luat prin surprinze și a fost un format pentru
toți, mai mult de prezentare PowerPoint, acum profesorii au avut posibilitatea să învețe și alte instrumente și chiar dacă s-a menționat că cadre didactice cu mai multă experiență, atât profesional cât și de viață, au avut dificultăți, vreau să vă spun că fiind implicată personal în acest proces, vreau să vă spun că ei s-au descurcat foarte bine. Ei puteau să mânuiască calculatorul și aplicațiile la fel de bine ca ceilalți care noi spunem că sunt cadrodidactici și tineri. Doamna Victoria Țepurdei, o întrebare foarte scurtă. Spuneți, vă rog, dar învățământul profesional tehnic veți avea anumite ore filmate? Și cu asta cred că o să încheiem, vă rog, da. Da, vor fi și pentru ei lecții filmate, da. Mai mult teoretice. Vreau să vă spun că sunt 8.000 de abonați și 1.000.000 de vizualizări. Deja cât este de calitativ și eficient, se va spune în urma sondajului făcut de Direcția Educației a Muncitorilor și noi. Mulțumim mult! A fost doamna Victoria Țepurdei de la platforma educațiionline.md. Prieteni, acesta a fost dezbaterea publică organizată de Radio Moldova Tineret împreună cu Fundația Friedrich Ebert Moldova. Eu sunt Alexandru Ghețan alături de Alina Bacalov. Ne bucurăm foarte mult că am avut invitații speciale astăzi de la universități, cele mai importante universități din Republica Moldova, la fel de la școli profesionale, de la platforme online, studenți, de la diferite autoguvernări studențești și de asemenea elevi care au un punct de vedere și m-a bucurat foarte mult că există puncte diametral opuse. Adică, indiferent de modul de învățământ, se demonstrează că oamenilor le pasă de dreptul la educație. Și ceea ce spuneau cei la Organizația Mondială a Sănătății, că este probabil să avem o catastrofă generațională, eu sper foarte mult să nu avem acea catastrofă, pentru ca să oferim până la urmă tuturor tinerilor dreptul la educație. Și dacă ei spuneau că save our future, adică salvați viitorul nostru, eu sper foarte mult că discuția noastră de azi a încercat cel puțin să ajungă cât de cât mai aproape de oferirea unui viitor pentru tineri și ca opiniile noastre să fie auzite. Asta fiind spus, vă mulțumim foarte mult pentru această dezbatere, pentru discuție, la noi dezbatere organizate. La revedere! Mulțumim, la revedere!